Paris Hilton, nu vine la Craiova. DJ-ița din Statele Unite nu va mai urca pe scena de la festivalul Intensity, a declarat în exclusivitate pentru Euronews edilul orașului Lia Olguța Vasilescu. Inițial, în spațiul public a apărut o informație pe surse, confirmată de altfel de edilul Craiovei, potrivit căreia Paris Hilton se regăsea în line-up. Festivalul Intensity începe vineri pe 26 august, iar pe scenă vor urca artiști și DJ de renume. Nu cred că va veni Paris Hilton. Până la ora actuală nu este contractul semnat cu Paris Hilton. Nu a fost niciodată vorba de 1 milion de euro. Au fost iarăși tot felul de prostii care s-au scos în spațiul public. Eu, din câte știu de la organizatori, era vorba de o sumă mult, mult mai mică, dar este foarte adevărat că în momentul în care s-a discutat despre milioane de euro în presa din România, agentul ei a avut altfel de discuții cu organizatorul festivalului nostru și nu au fost acceptate condițiile. A rămas că poate pentru o ediție viitoare sau dacă se răzgândește poate să vină și la această ediție, dar până atunci nu apare în line-up-ul festivalului. De altfel, dacă ați văzut pe afișul oficial al festivalului, nu apare Paris Hilton.